Bun găsit la Field the Markets, emisiunea în care vorbim despre piețele financiare și cele mai interesante evoluții. Ca de obicei, alături de mine, colegul Tiberiu. Salutare, Tiberiu! Te salut, Cătălin. Astăzi, invitatul nostru este Alexandru Stânean, CEO-ul companiei Teraplast. Mulțumim pentru prezență. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și bună seara. Evident că vom discuta în special despre Teraplast, despre bursa locală, însă înainte, ca de obicei, aș zice că ne interesează părerea invitaților despre contextul economic actual și profit de cifrele vedite un pic mai devreme. Nu o să mă refer, fac o paranteză, nu o să mă refer la inflația din Statele Unite, 0,2% lunară, respectiv 1,4% anuală, sau șomajul din Marea Britanie. O să dezbatem mâine cifrele astea, poate le comentăm. Ne interesează însă sentimentul economic din zona euro și în special Germania, un partener extrem de important, a zice, pentru România. Și avem 52,3 sentimentul economic în zona euro, în scădere și față de 73,9 luna trecută și față de așteptările de 60, iar în Germania sentimentul 56,1, tot așa, în scădere destul de mare, atât față de așteptări, cât și față de cifra trecută, 77,4. Deci, dacă punem la socoteală și sondajul condițiilor actuale, minus 59,5, cifra este în continuare extrem de scăzută și zic eu, așteptările sunt cumva îngrijorătoare. Vorbeam noi și zilele trecute și asta vine clar pe fondul creșterii puternice a cazurilor de COVID, iar asta clar duce la creșterea incertitudinii privind redresarea economică. Nu mai adaug Brexit-ul, nu mai adaug alegerile din Statele Unite, alți factori de incertitudine. E clar că acel optimism pe care îl vedeam în piețe în august și septembrie începe să se cam estompeze și eu spun că perspectivele până la finalul anului deocamdată nu sunt foarte optimiste. Să vedem ce părere are invitatul nostru despre asta, mai ales că business-ul pe care îl conduce nu este foarte receptiv la orice schimbare și orice cifră economică. Evident că pe măsură ce vedem numărul de cazuri care crește, începem să devenim agitați. Nici nu vreau să-mi amintesc perioada de început de an când s-a declanșat pandemia. Și atunci gradul de incertitudine era mult mai mare pentru că era prima dată când ne confruntam cu acest gen de probleme. Pe de altă parte însă, economia a dovedit că, lăsând la o parte problemele generate de criza sanitară, are o capacitate foarte bună de a-și reveni. Și anume, tot ceea ce citesc în ultima perioadă, pentru că nu am nici calificarea, nici căderea să fac analize singur, ceea ce citesc în ultima perioadă, toată lumea vorbește de o revenire în formă de V, oricât de optimistă ar suna. Și eu cred că pe baza semnalului pe care le întâlnim în piață și pe baza reacțiilor pe care Uniunea Europeană și guvernele naționale le-au avut, o revenire în formă de V este în continuare posibilă și este cea mai mare probabilitate să vedem o economie în formă de V cu un an 2021 deosebit de, hai să spunem, interesant din punct de vedere a evoluției economice. Dar cum va afecta pandemia pe dumneavoastră și business? Clar și-a pus amprenta în primăvară, nu? Și cum e revenirea și ce măsuri ați luat dumneavoastră? Pentru că e clar că v-ați reorientat, nu? V-ați stabilit alte targeturi, normal, probabil ați făcut și niște restructurări. La nivel de grup, cum a fost din punctul ăsta de vedere al efectelor pandemiei? Până, ce să spun, primele 2 luni de anul trecut, de anul ăsta, au fost în linie cu bugetul și cu așteptările noastre. După care au început să se simtă efectele pandemiei și a măsurilor luate de guvern, lucru care, în mod evident, a cauzat o stare de foarte mare îngrijorare la nivelul managementului grupului Teraplast, vorbesc de mine și de colegii mei,
Țin minte, în perioada respectivă făceam ședințe zilnice cu privire la evoluția situației sanitare în firmele din grup. Din fericire, în prima parte a pandemiei n-am avut absolut niciun caz. Ne-am asumat încă de atunci sau ne-am prioritizat încă de atunci acțiunile astfel încât pe primul loc să fie sănătatea colegilor și în prezent ori de câte ori există în companie un contact direct sau în rarele cazuri în care am avut colegi infectați, toți colegii care au lucrat în aceeași secție sau în același birou, colegul respectiv au fost testat, din fericire de fiecare dată toți au ieșit negativ. De asemenea, în perioada respectivă a fost un mare semn de întrebare cu privire la continuitatea business-ului, problemele venind din două zone. Unul, disponibilitatea de personal, în cazul în care s-ar fi infectat mai mulți colegi, și altul era o problemă logistică cu trecerea granițelor de către firmele de transport în perioada în care lockdown-ul era practic prezent în toată Europa. Evident, am luat măsuri pe zona de conservare a cash-ului, am suspendat toate cheltuielile neesențiale, am renegociat contracte care conțin cheltuieli recurente, cum sunt, de exemplu, cele de chirii. Am ajustat politica de stocuri, pentru că pandemia a apărut în momentul în care noi construiam stocurile pentru zona de sezon și atunci, tot pentru a conserva cash-ul, am revizuit politica de stocuri. Am luat măsuri chiar și la nivelul salarizării managementului din toate firmele din grup. Salariile top managementului au fost reduse cu 50% și salariile middle managementului cu procente între 50 și nu mai puțin de 25%. Am revizuit tot ce înseamnă partea de proceduri de criză. Acum nu, oricât am fi noi de structurați, că probabil suntem structurați peste medie, nu o să mint să spun că aveam proceduri de tratare a unei pandemii. Nu au existat așa ceva în firmă. Le-am creat inspirându-ne sau furând de la ceea ce făceau autoritățile, de la ceea ce făceau alte firme, furnizori de ai noștri sau clienți de ai noștri din state mai afectate de pandemie, cum ar fi Italia, sau de pe piețe mai mature, cum ar fi Germania. Am învățat de la cine am putut să învățăm și am definit un set de proceduri pe care l-am aplicat. Un stres major a fost, așa cum spuneam, asigurarea cash flow-ului. Am făcut 10 scenarii. Puțină lume cred că mai ține minte, că uităm repede, dar la un moment dat în Italia a fost cel puțin la nivel teoretic un lockdown economic, adică fabricile care nu produceau lucruri esențiale s-au închis. Am avut între cele 10 scenarii, era un scenariu în care inclusiv companii din grupul Teraplast urmau să-și suspende activitatea două săptămâni pe decizie administrativă și evident trebuia să asigurăm cash flow necesar, chiar dacă eram opriți, pentru a face plățile care trebuie să făcute, ratele la bancă, etc., pentru că încă nu era clară cu amânarea ratelor la bănci. Deci până la nivelul ăla am dus cele 10 scenarii. Din fericire, lăsând la o parte că da, am fost stresați la început. Am fost operaționali pe toată perioada stării de urgență și de atunci. Ultima dată când au fost oprite fabricile de la noi din grup au fost de Paști. Și atunci, datorită sărbătorilor pascale, nu din alt motiv, am reușit să raportăm rezultate peste estimări, în special partea de profitabilitate. Numărul de cazuri confirmate în oricare dintre firmele din grup este cu o singură cifră. Deci nu avem, discutăm de 2, 3, 4 cazuri pe firmă, nu ale ordine de mărime. Niciodată niciunul dintre colegi nu s-a infectat la serviciu și nici nu a infectat pe alți colegi de serviciu. Și sunt sincer, sunt mândru de ei că respectă măsurile de protecție pe care
le-am instituit, respectă normele de distanțare, purtatul măștii la locul de muncă, deși nu în toate zonele e neapărat ușor. Pe de altă parte, avem avantajul de a avea, probabil în cea mai aglomerată secție, avem 200 de metri de hală pe cap de angajat. Adică procesul nostru tehnologic nu necesită ca angajații să stea unul lângă altul în 99,9% din situații. Da, vreau să... ați precizat foarte bine că, practic, trecerea asta prin pandemie în ultimele luni a fost destul de dificilă și, practic, doar multitudinea, să zic așa, capabilităților managementului, poate, a reușit să așeze lucrurile pe un făgaș bun și, ulterior, am văzut că după primele 6 luni, la jumătate de an, practic, cifrele raportate din punct de vedere financiar chiar au fost bune și foarte bune, aș putea spune. Dacă mă uit doar la nivelul grupului Teraplast, la cifrele de afaceri, aproape 100 de milioane de euro, nu? Creștere și cifre de afaceri, creștere și EBITDA, și la nivel mai jos, pe structură companie, am văzut că toate companiile din grup au raportat creșteri, nu? Ce a determinat, practic, cum ați reușit să o scoateți la capăt? Știți, hai să... Subiectul ăsta al pandemiei și al veștilor rele asociate e unul foarte la modă. Eu sunt un optimist și haideți să discutăm și chestiile care se discută mai puțin, să discutăm veștile bune din economie. Așa exact. Cum spuneam, n-am fost opriți nicio zi. Încă la începutul pandemiei am dat o declarație. Nu sunt soluții magice sau e foarte greu de găsit soluții magice. Încă de la criza din 29-33 este o soluție care să poată fi folosită de autoritățile publice pentru a sprijini o creștere sau o revenire economică. Și astea sunt investițiile. Din fericire, pentru sectorul de construcții s-au aliniat multe planete într-un mod favorabil, pentru că anul ăsta investițiile în infrastructură, cu precădere în infrastructura de apă canal care impactează în mod direct rezultatele, au fost la un nivel maxim istoric, pentru că accesăm în sfârșit, după 6 ani, se semnează contracte, se desfășoară lucrări pe sute de șantiere, pe zona de lucrări finanțate din programul de infrastructură mare. Se lucrează toate companiile, sau marea majoritate a companiilor, sunt câteva care încă nu au început, care încă n-au demarat lucrările, dar marea majoritate a companiilor de apă au proiecte în derulare. Altele încep doar acum, lucru care pentru tot ceea ce înseamnă sector de construcție a reprezentat un foarte mare pas înainte în a evita apariția unei crize, cum a fost de exemplu în urmă cu 2 sau 3 ani, când deși toată economia mergea, sectorul construcțiilor suferea tocmai din lipsa investițiilor în infrastructură. Un alt factor care s-a întâmplat totuși dezvoltatorii imobiliari, cei care au banii privați, atât rezidențial cât și în spații logistice, sunt mai capitalizați decât erau la criza precedentă. S-a construit în continuare toate lucrările care erau începute, sau marea majoritate de lucrările începute, nu s-au oprit. Oamenii își finalizează halele pe care le-au construite, spațiile depozitare, spațiile logistice, și finalizează clădirile de apartamente. Deci cam pe toate ariile din zona de construcții se lucrează, ceea ce se reflectă în evoluția tuturor companiilor din grupul Teraplast. Deși unele zone au suferit pe perioada lockdown-ului, cum e partea de Teraglass sau partea de Veterbest, au revenit, lucru care e evident din perspectiva rezultatelor financiare pe care le-am publicat la 6 luni, e un lucru evident. În România,
Faptul că s-au investit foarte mult în infrastructură și pot să vă spun că același lucru se întâmplă în Germania. Am fost săptămâna, nu săptămâna trecută, acum 2 săptămâni în Germania, se lucrează pe foarte multe autostrăzi. Tot investiții cu bani publici care să sprijine economia, să creeze locuri de muncă și până la urmă să contribuie la aplanarea efectului economic a crizei sanitare. Deci nu suntem singurii care facem lucrul ăsta, o fac și nemții, îți convins că o fac și alte state. Din păcate nu se poate călători foarte mult sau la fel de mult cum suntem noi obișnuiți. Dar îți convins că în toate statele investițiile publice sunt un motor de creștere sau un motor care să frâneze scăderea economică care apare din sectoare care îs mai puțin care să îs mai greu de salvat în perioada asta, cum ar fi industria ospitalității, industria transporturilor aeriene, dar autoritățile încearcă să compenseze cu zona de construcții, că la construcții șantiere în general sunt în aer liber, riscurile epidemiologice sunt absolut minimale și este un sector care e un motor al creșterii atât în România, cât și în alte părți din Europa în perioada asta. Am văzut că veți atrage și fonduri de peste 9 milioane de euro de la stat. Nu ați depus mai multe proiecte sau cum stați aici? Că evident faceți investiții, aveți contribuție proprie. Ați mai făcut lucrul ăsta și acum 2 ani, dacă nu mă înșel, cu sume undeva mai mici, parcă, sau mai mari, chiar 13 milioane în total a fost cam jumătate contribuția dumneavoastră. Cum stăm aici? Înainte să răspund punctual la întrebarea dumneavoastră, m-aș da 2 pași în spate. Haideți să ne uităm unde e România astăzi din perspectiva infrastructurii. Dacă ne uităm pe zona de apă canal, pot să vă spun că în tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană, noi ne angajam ca până la 31 decembrie 2015, 80% din populația țării să fie conectată la rețele de canalizare. Suntem la 54% astăzi. Avem doar 70% sau 71% din populație conectată la rețele de apă, în timp ce Bulgaria, ca să nu mă refer la alte țări mai în vest, Bulgaria e la peste 95%. Dacă ne uităm la rețea de gaze, aici ai o situație, nici nu vreau să o caracterizez. 35% din populație are acces la rețea de gaze, în condițiile în care Ungaria, care nu are surse de gaze naturale, are peste 90% procentul de conectare. Deși suntem una dintre țările cu cea mai mare suprafață agricolă din Europa, suntem importator net de mâncare. Da? Acum că suntem importatori de, nu știu, televizoare, ok, dacă suntem importatori net de mâncare, în condițiile în care avem 15 milioane de hectare. De ce? Pentru că nu le folosim intensiv și doar 11% din suprafața irigabilă, care e aproximativ jumătate din cea agricolă, are rețele de irigații. Cam asta este situația infrastructurii de maximă importanță pentru produsele Teraplast în România la ora asta. Deficitele pe care le avem față de orice alt stat, repet, exemplul pe care l-am dat-o a fost Bulgaria, nu Germania, față de orice alt stat din Uniunea Europeană, ne fac să avem o foarte mare încredere de perspectivele pe termen mediu ale piețelor pe care acționează Teraplast. Am făcut un calcul simplu. Lucrând așa cum lucrăm în prezent, ne-ar trebui încă 16 ani ca să ajungem la un nivel de canalizare de peste 90%. 12 ani pentru rețelele de apă. Și dacă nu creștem ritmul, nu cred că vreunul dintre noi o să mai prindem să vedem cum toată populația României are acces la gaz, pentru că la ritmul de actual peste 80 de ani va dura ca să ajungem la același nivel de acces la rețele de gaz cum are Ungaria, de exemplu. Da, mă scuzați, tocmai vreau să vă spun că am citit astăzi, dacă, poate că ați văzut și dumneavoastră, cred că astăzi sau ieri a apărut o știre prin presă în care spunea că
mă rog, autoritățile, guvernul, nu știu cine și-a luat angajamentul ca de aici încolo, nu știu ce înseamnă de aici încolo în viziunea lor, racordarea la sistemul de gaze naturale din România să se facă în mod gratuit. Pentru că, din câte știu, mă rog, și am trăit-o pe propria piele, știu că a te racorda la gaze, nu vorbesc de apă sau de curent electric, durează undeva între 6 luni și un an de zile, pentru că se iau tot felul de avize de la, mă rog, în funcție de unde este amplasată locația, de fapt, adresa acelui imobil. Una peste alta, foarte complicat. Și cred că tocmai de aceea, iată și cifrele de care aminteați puțin mai devreme, care ne plasează, din păcate, pe locuri rușinoase și la coada Uniunii Europene. Dar, în fond și la urma urmei, cred că, din punct de vedere al teraplast, asta este o oportunitate, de fapt, nu? Pentru Exact. că cifrele astea mici nu poate decât să vă bucure. Hai să mergem puțin mai departe, pentru că timpul trece destul de repede și pe baza acestui slide care este acum proiectat, se vede foarte clar cum evoluția cotației acțiunilor a crescut foarte mult anul ăsta, undeva în jur de 80%. Am văzut că evoluția de la începutul anului până acum. Mă rog, compania a trecut prin mai multe evenimente, așa să zic, odată undeva la finalul lunii martie cu includerea în indicele BET, deci practic Teraplast a devenit a 17-a companie din indicele BET și de atunci până acum creșterea a fost clar accelerată, aș putea spune, ascendentă, a trecut printr-o majorare de capital, în fine, vânzarea diviziei Terastil, intrarea în acționariat a unor fonduri de pensii. Aș vrea să ne uităm, Cătălin, pentru că știu că ai făcut un grafic foarte frumos al evoluției companiei, să ne uităm și din punct de vedere tehnic cum arată și, pe urmă, o să revenim iarăși la câteva date fundamentale cu privire la evoluția companiei. Cu siguranță, n-am făcut un grafic special, sunt graficele pe care le fac de obicei, mă bucur că îți plac, sper să le placă și celor care ne urmăresc, deja avem aprecieri și pe YouTube. Se vede foarte clar din punct de vedere tehnic, dar întotdeauna legăm tehnicul de fundamental și contează foarte mult, poate pentru unii contează doar fundamentalul, dar să nu uităm și cred că sunteți de acord cu mine, ce s-a întâmplat anul ăsta pe piețe a făcut ca fundamentalul să nu prea mai conteze foarte mult și foarte mulți au făcut banii poate doar din punct de vedere tehnic. Aici, din punct de vedere tehnic, vreau să spun că Teraplast este una dintre companiile listate cu cel mai clar grafic, în sensul că am strâns aici puțin graficul pe D1 să se vadă foarte clar că există un pattern destul de clar, cel puțin în ultimii ani, în ultimii 4-5 ani, și anume trendurile se schimbă prin figuri de inversare. Sunt acele formațiuni grafice care, odată confirmate, duc la schimbarea trendului. Se vede foarte clar că orice creștere pe luni de zile este inversată cu un triplu top sau cu un double top. Orice scădere este inversată cu un double bottom sau un head and shoulders inverted. Iată, double bottom aici. Sunt multe, multe altele, nu le discutăm acum, dar să se știe foarte clar și cine tranzacționează doar din punct de vedere tehnic, deși cred că ar trebui exclus așa ceva, dar cine se uită pe grafice are mari șanse de reușită dacă este disciplinat. Revenind la evoluția actuală și la creșterea exponențială din ultima perioadă, se vede foarte clar că odată cu trecerea peste zona 0,25, 0,26, 30, s-a declanșat o creștere foarte puternică care a lăsat și un gap aici în urmă și practic cotația a ajuns până la urmă la 0,4, 0,41, a avut loc și o majorare de capital, aici este graficul actualizat, dar ce observăm? Că orice mișcare puternică duce și la o mișcare corectivă susținută de volume mari, cum a fost și în februarie, nu, când a venit scăderea, prăbușirea din martie din piețe, cum a avut loc și aici, iată, prima creștere exponențială, după aia o scădere destul de puternică și aici, la fel, iată o lumânare de care ne arată cu volumele respective că sunt și vânzători în piață după asemenea crește, cum e și normal. Ca să ajungem la zi, să vedem ce se poate întâmpla cu evoluția, se vede foarte clar că această creștere, acest double top aici a format-o, a fost o creștere, o consolidare, cotația n-a scăzut, deci nu s-a conformat double top-ul și a crescut din nou, ceea ce a fost foarte bine pentru cumpărători, dar
Această linie de suport care s-a format este susținută și de media simplă mobilă de 30 de perioade care ajută la suport și de-aia cotația n-a scăzut aici, a fost practic un triplu suport aici. Se formează un double top, de ce nu, iarăși ca de obicei, să vedem dacă va fi confirmat, dacă va fi confirmat și prețul va trece sub 0,3740 rotund, e posibil să ajungem iar la 0,34-0,35 sau undeva pe aici unde vine și această linie de trend. Dacă nu, posibil vom avea o consolidare, iar dacă piața de la noi, cum s-a văzut pe planșa dinainte, cum Teraplasta a supraperformat foarte mult indicele BET, am văzut noi Tiberiu ieri singurii negativi față de cei majori cu care ne place nouă să-i comparăm aici la Field Markets, e, iată, evoluție deloc pozitivă pentru indicii de la București, dar în cazul unei reveniri și o evoluție pozitivă, clar Teraplast are șanse, dacă trece de 0,4-0,41, să formeze noi maxime. Posibil vom avea o consolidare, dar important e că se formează aceste double top-uri, double bottom-uri și traderii trebuie să fie atenți la aceste formațiuni, pentru că pot duce pe termen scurt sau mediu la inversări de trenduri. Cam atât din punct de vedere strict tehnic. Aș mai vrea să mai completez eu cu două fraze din punct de vedere fundamental acum, dar este doar o constatare, pentru că, mă rog, erau informații care au trecut pe planșele care au fost proiectate și, mă rog, vor fi în continuare. Dacă în 2012, la minimul istoric al capitalizării din 16-10-2012, un investitor ar fi cumpărat o participație de 1% în Teraplast, ar fi dat atunci undeva la aproape 80.000 de euro. Aceeași participație, la 1 octombrie 2020, ar fi valorat, atenție, 1,44 milioane de euro. Deci de 18 ori mai mult. Iată că se poate. Se poate și la noi cu evoluții destul de bune și frumoase. Aș vrea să mergem puțin mai departe și să vorbim și despre subiectul, unul de fapt dintre subiectele mult așteptate de către cei care ne urmăresc și din punct de vedere al investitorilor, vânzarea diviziei TerraSteel către grupul Kingspan, care a fost anunțată cu ceva timp în urmă. Am înțeles că urmează să se finalizeze undeva în trimestrul 4, deci acum până la finalul anului, urmând a se încasa o sumă destul de frumoasă, aș putea spune, peste 400 de milioane de lei am văzut. Acum, pentru că suntem destul de nerăbdători, așa, să ne dați câteva detalii care se pot spune, bineînțeles, despre tranzacție și, la fel, dacă puteți să ne dezvăluiți, așa, cam ce se vor întâmpla cu banii ăștia care vor intra înapoi în companie. Da, vedeți că discutăm de vești bune. Chiar dacă nu cred că putem să citim orice ziar sau de business din România sau din afară fără să vedem cuvântul pandemie, uite că se întâmplă și lucruri normale, M&A-uri făcute fără discount, pentru că, atenție, la momentul anunțării tranzacției, capitalizarea întregului grup Teraplast era cu ceva doar mai mare decât valoarea pachetului pentru divizia de stil, care îi grosomodo jumătate grupul. Deci există piața sau unele piețe, piața de construcții este încă o piață care evoluează normal. A fost o tranzacție negociată de ceva vreme, pe care pandemia nu i-a speriat pe cumpărător, pentru că cumpărătorii sunt lideri mondiali pe domeniul lor de activitate. Au o capitalizare de peste 11 miliarde de lire sterline pe bursa de la Londra. Și pe lângă faptul că anul ăsta au achiziționat divizia noastră de produse din oțel, au mai făcut cel puțin două alte tranzacții semnificative ca și valoare pe piețele pe care ți-ai prezenți. Repet, încă un semn de normalitate într-o lume care pare speriată de ceea ce citim în presă și auzim la televizor. Aș vrea să fac o rectificare. Formula de preț spune că 410 milioane de lei este prețul de bază, care se ajustează în funcție de datorii, de elementele ale capitalului circulant. Deci asta este formula pe care am dat-o.
Plata 110 nu este suma tranzacției, este doar un preț de bază. Chiar și în condițiile actuale de preț ale teraplastului, nu tind să cred, suma respectivă este, sau evaluarea pe care a făcut-o Kingspan pe jumătate din business este mai mare decât capitalizarea actuală a grupului. Aici aș mai face referire la două, apropo de analiza pe care ați prezentat-o, la două rapoarte ale unor analiști. Unul dintre ele public, unul care nu-i public, care indică încă un spațiu de creștere de aproape 20% față de actualul nivel al teraplastului în piață. Dar să revenim la tranzacție. Evident, noi estimăm ca finalizarea tranzacției și încasarea banilor să se întâmple în acest trimestru. Așa cum am anunțat, este cazul să-i răsplătim pe acționarii noștri, cărora le mulțumim pentru înțelegere, cu niște dividende, pentru că repartizarea profitului de anul trecut s-a făcut în luna aprilie, când eram încă în stare de urgență și am preferat să conservăm cash-ul la etapa respectivă, neacordând dividende, dând acțiuni gratuite. Acum este timpul să ne răsplătim acționarii cu dividende, pe de o parte, dividende care sunt din profitul curent, nu din tranzacție. Și ceea ce am anunțat, profitând de perspectivele deosebit de favorabile ale piețelor pe care acționează Teraplastul, este un plan de investiții de peste 20 de milioane de euro, prin care Teraplast să își crească capacitățile de producție, să își diversifice portofoliul de produse, astfel încât să acceseze mai multe segmente din sfera pieței produselor de mase plastice, tocmai pentru că credem cu tărie în perspectivele viitoare ale evoluției sectoarelor pe care activăm cu partea de plastic. Pentru că, așa cum am prezentat, în spatele cifrelor pe care le-am prezentat, care arată cât de în spate suntem față de alte țări, și repet, am făcut referire la Bulgaria, nu la Germania, sunt asociate miliarde, 10 miliarde pe POIM, din care s-au cheltuit, s-au decontat aproximativ 3, dar sunt semnate 9, contracte pe 9 miliarde de euro, deci aproape integral s-au semnat contractele. Vine Programul Național de Relansare și Reziliență, care în 3 ani de zile vrea să își propune să cheltuiască aproximativ 8,2 miliarde de euro pe zone de interes pentru Teraplast, care înseamnă lucrări de apă canal și înseamnă, și înseamnă partea de irigații. La ora asta, în România nu sunt capacități de producție care să acopere cererea generată de zonele astea. Sunt alte segmente de piață pe care, cum e partea de fittinguri, unde piața este dominată de importuri. Noi vrem să substituim importurile, vrem să nu lăsăm importuri de țeavă să intre în România, de aceea ne creștem capacitățile de producție. În plus, vrem să lansăm grupe noi de producție pe care, din păcate, nu le-am detaliat din motive strategice și care să substituie importul. Sunt materiale de instalații care se importă 100% pe piața din România. Este cazul să începem să le producem local, pentru că v-am spus că am mers în Germania ca să văd tehnologie. Cumpărăm tehnologie de ultimă generație din Germania, chiar mai nouă decât cea pe care o au concurenții noștri, pentru că noi o cumpărăm acum, concurenții noștri au cumpărat-o în urmă cu câțiva ani, concurenții noștri să stabilim companii străine de productivitate mai mare, care ne vor permite, pe de o parte, să substituim importurile care sunt în România, pe de altă parte ne va face competitiv la export, pentru că dacă țeava de PVC nu e un produs exportabil, produsele pe care intenționăm să le lansăm și le vom anunța într-un termen cât se poate de scurt, produsele pe care intenționăm să le lansăm vor fi exportabile. Încercăm să contribuim și noi cât putem la echilibrarea balanței comerciale a României, care este absolut disproporționată în momentul de față. Am văzut, și plecând de la vânzarea diviziei Steel, lucruri pozitive ați enunțat aici
tot felul de avantaje. Până la urmă e și un dezavantaj, e și ceva negativ. Practic s-a vândut un business destul de important, nu, și productiv. Pe de altă parte, ca să leg așa mai multe întrebări sau să pun o întrebare mai generală, cum vedeți că vin rezultatele financiare la trimestrul 3? Cum vedeți finalul ăsta de an și pe ce target mergeți? Ați transmis optimism astăzi și e foarte bine pentru investitori, dar ce riscuri ar fi pentru ultima parte a anului? Mă gândesc că să punem rău în față la ce s-ar putea aștepta investitorii dacă ceva nu merge bine sau, știu eu, sunteți afectați din punct de vedere al planurilor de dezvoltare în continuare. Da. Să răspund în ordinea în care ați adresat întrebările. În primul rând, sunt atât de entuziast de ceea ce pregătim să facem la TeraPlus, pentru că practic vom trece prin cea mai mare transformare a grupului din toată istoria, pentru că niciodată n-am avut asemenea planul de investiții, de fapt. Poate ar trebui să explic puțin care e contextul în care am ajuns la decizia de a vinde partea de oțel a grupului. Partea de oțel ajunsese pe marea majoritate a segmentelor din cadrul diviziei respective un business matur. Am umplut capacitățile de producție pe care le-am pornit în 2017 în Serbia. Veterbest-ul, în urma proiectelor de ajutor de stat pe care le-am câștigat în 2018, are o fabrică nouă la standarde europene, probabil cea mai modernă din România. Este un business care, pentru a crește, avea nevoie de investiții suplimentare. Aveam pregătit un plan în sensul ăsta. Era chiar obținusem ajutor de stat dintr-un stat membru al Uniunii Europene, dar am pus în balanță care ar fi valoarea adăugată pentru acționarii noștri, ce ar aduce mai multă valoare adăugată. Să continuăm să ne dezvoltăm investind în divizia Steel sau să vindem. Acum vă dați seama că dacă facem raport între prețul de vânzare și capitalizarea bursieră pe care grupul TeraPlus o avea, răspunsul este foarte intuitiv. Ăsta este motivul pentru care am decis să vindem divizia de produse din oțel. Credem că valoarea adăugată pentru acționari este net superioară decât cea pe care o puteam genera prin creștere organică. Cu privire la perspectivele pe final de an, evident nu pot să dau cifre, că așa sunt regulile ASF-ului, dar eu nu cred că oricare dintre noi sau dintre cei care urmăresc transmisiunea asta au citit ceva negativ despre evoluția pieței de construcții. Încă o dată revin la ceea ce spuneam la început. Mă bucur să văd că în sfârșit investițiile în infrastructura de care avem atâta de multă nevoie se întâmplă. Perspectivele pe care le avem din privința fondurilor, repet, europene, nu bugetare, care sunt disponibile, sunt foarte bune, ceea ce mă face să fiu deosebit de optimist cu privire la modul în care va evolua piața pe termen mediu. Stăm de 2, 3, 4 ani. Evident, nu suntem o companie care să se arunce. Facem 10 de analize înainte de a lua o decizie de investiție. Ne uităm pe toate rapoartele și pe toate datele din piață pe care le putem colecta și suntem deosebit de prudenți cu investițiile. Pe de altă parte, repet, am sintetizat pe un singur slide situația pieței. În spate sunt sute de pagini și documente de analiză. Suntem atât de înapoiați, cu ghilimele de rigoare, din punct de vedere al infrastructurii, încât n-am nici cel mai mic dubiu că perspectivele pe termen mediu, repet, când spun pe termen mediu, mă refer la 14-16 ani, ca să nu discut de 80 de ani pe gaz, sunt deosebit de favorabile pentru business-urile care rămân în interiorul grupului TeraPlus. Pentru că dincolo de legislația pe care o menționați cu privire la obligativitate, obligativitatea fără finanțare e egală cu zero. S-au alocat 800 de milioane de euro pe proiectul de extindere a rețelelor de gaz, de care n-am discutat neapărat în detaliu, că am pus doar sumele care sunt miliarde de euro în slide-ul ăsta.
Deci, dincolo de faptul că există bună intenție, există și finanțare. Pentru că, repet, investițiile, tot ceea ce înseamnă infrastructură, sunt o cale de a depăși sau de a trece mai ușor printr-o criză. Și foarte rar lăudăm guvernanții, dar de data asta, pe zona de infrastructură, au făcut ceea ce scrie la carte. Apropo de ASF, spuneați, evident că aveți dreptate, dar eu cred că ASF-ul are acum de dat socoteală, să spunem, de răspuns în multe alte cazuri, chiar unele la zi se întâmplă tot felul de alte situații și, în fine, cine a avut de înțeles, a înțeles din mesajul dumneavoastră. Apropo de piața de la noi și poate mai vedem și evoluția, așa mai vedem planșele alea, cum apreciați trecerea la categoria de piață emergentă, da, secundară, cu atât mai mult cu cât Teraplast a fost o surpriză plăcută, nu, pentru că în indicele micro-întreprinderilor a fost neanunțat, nu neașteptat, cumva a fost un anunț care probabil și asta va conta. Aici aș face o corecție cu permisiunea dumneavoastră. Nu e un indice al micro-întreprinderilor, este un indice al companiilor small caps, care, da, mă rog, discutând de bursa de la Londra, este oricum capitalizare peste 100 de milioane de euro, adică nu mici, mici, dar nu chiar exact, foarte mici. Nu, la ei acolo, exact, la noi e cu totul altceva, să spunem, între IMM-uri, să spunem așa. După standardele de la Londra este capitalizare exact mică. Păi de acolo vine și fuție rasă. Cum vedeți totuși asta și evident că va fi un nou argument, nu pozitiv pentru acțiune? Aici discutăm din nou de veștile bune, care asta în particular nici măcar nu a fost mediatizată suficient. Este, din punctul de vedere a piețelor de capital, spun cei care știu mult mai bine decât mine lucrul ăsta, spun că este echivalentul intrării României în Uniunea Europeană. Valoarea fondurilor de investiții care se uită la piețele emergente față de cea care se uită a piețelor de frontieră, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, și dacă greșesc îmi cer iertare, este de 30 de ori mai mare, au de 30 de ori mai mulți bani fondurile de investiții care se uită la piețele emergente decât la cele de frontieră. Adică, în momentul de față, piața din România a intrat în vizorul unor fonduri de investiții. Sperăm că nu o să rămână cei de la FTSE Russell singurii care ne încadrează în zona de piețe emergente, ci vor urma cei care sunt mai mari, cei de la bursa din New York, să ne catalogeze ca și piață emergentă, pentru că în felul ăsta România intră în vizorul mult mai multor companii de investiții, va avea acces la mult mai mulți bani și, revin, am făcut sau s-a făcut prea puțin pentru a mediatiza vestea asta, care, din punctul de vedere a pieței de capital, este echivalentul intrării în Uniunea Europeană. Acum nu mai suntem la țară, nu? Așa cum e Teraplastul, sediu într-un sat, ci am ajuns la oraș. Acum e cazul să ajungem și într-un oraș mare, dar toate la timpul lor. Dar, repet, ar trebui să fie cei care sunt abilitați să fie mult mai agresivi cu upgrade-ul ăsta. Acum depinde, știți foarte bine ce se întâmplă și la noi pe bursă și am tot discutat de fiecare dată, n-are sens să mai repetăm, că până nu acționăm toți și în special cei care, aș spune eu, că sunt îndriduiți în primul rând să o facă, e mai greu să ajungem acolo, dar probabil că în 2 ani se pare că și MSCI, dacă vom avea lichiditate, am avut săptămânile trecute, acum iar s-a așternut puțin liniștea, vedem ce e, să nu fie liniștea dinaintea furtunii. Tiber, te rog. Da. Mai avem încă un slide, respectiv acela care este proiectat acum. Am ținut să-l arătăm mai mult din punct de vedere al notei indicelui Vector pe care Teraplast îl are, pentru că, mă rog, nota este 10, e clar, se poate număra. Vreau doar să precizez faptul că mai sunt doar două companii, în afară de Teraplast, în indicele BET, respectiv Banca Transilvania și Nuclear Electrica, care au o notă de 10, deci nota maximă la acest indicator Vector, care reprezintă comunicarea companiei cu investitorii.
Mai sunt, într-adevăr, câteva companii care au 9, 9,5, deci se află, să zic așa, poziționate foarte bine, însă sunt și companii, din păcate, spun asta, în indicele BET, care au o notă și de 4. Alături, bineînțeles, în cazul TeraPlast, de o evoluție de la începutul anului de, iată, aproape 80%. Și am văzut, am ascultat, de fapt, din ceea ce a spus domnul Stănel mai devreme, oportunitățile, practic, care sunt înaintea companiei în anii care vor veni vis-a-vis de lucrările de infrastructură, infrastructură din, și din câte înțeleg în toate sectoarele, atât în agricol, dacă e să vorbim de irigații, în construcții și vorbim aici de apă, canal, inclusiv gaze naturale, deci un spectru destul de larg al posibilității de implicare, să zic așa, și de dezvoltare pe viitor a companiei. Din punctul ăsta de vedere, cred că da, eu mi-am cam epuizat întrebările. Nu știu tu, Cătălin, dacă mai ai vreo întrebare pentru domnul Stănean sau trecem în revistă evoluția de astăzi de la BVB? Da, înainte, exact, să trecem în revistă și evoluția de astăzi, să vedem ce lichiditate a fost și după aia, evident, îi voi da cuvântul domnului Stănean la un cuvânt final, un mesaj către acționari, deși, până tot ce a spus astăzi, eu zic că s-a înțeles destul de clar cum gândește managementul companiilor și companiei și cum ce perspective ce au în plan. Noi asta facem aici la Field the Markets, încercăm să aducem în fața investitorilor persoanele care conduc aceste business-uri, pentru că dincolo de rapoarte, dincolo de cifre, e foarte important, după părerea mea, să cunoaștem oamenii din spatele business-ului sau din fața business-ului, să vedem cum gândesc, cum vorbesc și probabil că decizia de investire, de investiție, poate fi mult mai simplă în momentul ăla. Cel puțin asta e părerea mea. E clar, da. Hai să trecem în revistă repede evoluția de astăzi de la Bursa de Valori București. La nivelul indicilor, iată că toți au, cel puțin până acum, cu 10 minute, un sfert de oră înainte de închiderea tranzacționării, sesiunii de tranzacționare, evoluează în teritoriu negativ, aș putea spune, minus 0,33 pentru BET, minus 0,5 pentru BET FI, minus 0,48 pentru BET NG. La nivelul companiilor din indicele BET, destul de mult roșu văd astăzi, minus 1 pentru ALRO, minus 1,28 pentru BRD, minus 2 pentru operatorul bursei BVB, minus 1,2 de asemenea pentru Digi, minus 0,46 pentru OMV și iată minus 0,77 chiar pentru TeraPlast, compania de care vorbim astăzi. De partea cealaltă, evoluții pozitive, MetLife plus 0,26, Compet plus 0,27 și cam atât, dacă e să vorbim de creșteri. Din punct de vedere al volumelor tranzacționate, astăzi ne înscriem în aceeași medie, undeva la 6 milioane, cred că tot cam aceeași cifră cum a fost și ieri și cum a fost în ultima perioadă. Cele mai tranzacționate acțiuni fiind astăzi aceleași cu care ne-am obișnuit deja, Banca Transilvania, OMV, Fondul Proprietatea, Romgaz, Erste Bank, și așa mai departe. Cu asta cred că ne apropiem ușor, ușor de finalul emisiunii Aș mai și face eu o rog. completare apropo de evoluția de astăzi și de corelarea cu piețele de afară, că din păcate e o situație ușor stresantă pentru investitorii de la noi în ultima săptămână, cel puțin, sau ultimele săptămâni, că iată ne corelăm când sunt scăderi pe afară, dar scăderile astea de astăzi vin după creșteri din zilele precedente, ori la București s-a văzut clar că nu există interes. Și până la urmă, asta este și efectul acelui free float mic, lichiditate mică, marfă puțină la tarabă. Să sperăm că lucrurile se vor schimba, pentru că altfel, în ritmul ăsta, e greu de crezut că vom reuși să facem pașii pe care, iată, și domnul Stănean îi așteaptă. În încheiere, v-aș întreba, așa ca o cursă, să tragem o concluzie și v-aș întreba dacă perspectivele astea, optimismul pe care îl vedeți referitor la evoluția TeraPlast, se poate duce și către alte sectoare ale economiei românești sau vor fi sectoare care vor suferi în continuare sau altele care vor începe de acum să sufere, deși s-a văzut clar o departajare și cele care
n-au suferit, sunt șanse mici să sufere, să înceapă de acum să sufere. Ce părere aveți? Cum vedeți finalul ăsta de an? Apropo și de deficitele mari structurale ale României și de economia asta care, într-adevăr, va pune presiune. Credeți, ia am și o întrebare așa directă, credeți că vom vedea un downgrade? Vin acum niște evaluări ale agențiilor de rating, una după alta, în următoarele luni. Că dacă vine un downgrade, mie că și pe bursă se va vedea o lipsă și mai mare de interes, nu? Un dezinteres și mai mare. Știți cum e? Acum, eu nu-s genul de om care să-mi dau cu părerea despre orice. Sincer, nu am... Sunt alții mult mai calificați decât mine să vorbească despre un potențial downgrade. Eu vreau să mă refer la chestii de care sunt mai aproape și care, să zic, care am un punct de vedere. Acum, că... Într-adevăr, un domeniu cum e Horeca, care din nou are un semi-lockdown în perioada asta, când în mai multe orașe se închid restaurantele și nu e o vreme neapărat propice pentru terase, sau sectorul de transporturi aeriene, pentru că lumea nu mai merge în vacanțe și chiar și călătorile de business s-au redus, probabil vor continua să sufere, dar la un ritm, l-aș cataloga, mai scăzut decât cel la care au suferit în primăvară. Pe de altă parte, cel puțin până acum, sectorul automotive, care are un impact major în PIB-ul european, dacă vreți, și în exporturile României sau și în economia României prin tier 2 și tier 1 și tier furnizori, tier 1 și tier 2 care sunt locați în România, respectiv sectorul automotive pare să se dezghețe, să nu mai treacă prin ceea ce a trecut la început de an, care e o veste deosebit de bună. Iar cu privire la deficitele României, da, într-adevăr, convins că domnul ministru Cuțu are o situație deosebit de dificilă de gestionat în momentul de față, dar până acum a gestionat-o cu succes. Are de partea lui fondurile europene, atât cele din exercițiul financiar care se încheie anul ăsta, și poate ar fi o idee ca să putem prelungi încă cu 6 luni sau un an durata de semnare a contractelor pe exercițiul bugetar care se încheie în 2020, plus PNRR-ul, care sunt celebrele 80 de miliarde de euro care vor intra în economie. Deci eu păstrez cu toate astea optimismul pentru perspectivele pe care le avem și pe anul viitor și pe următorii 2-3-4 ani de a reveni foarte repede la anul de bază, care acum, datorită crizei din 2020, a devenit 2019. Da. Cu mesajul ăsta încheiem emisiunea de astăzi. Vă mulțumim mult pentru prezență. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne urmăriți zilnic și ne dăm întâlnire mâine la aceeași oră la Field of Markets cu alți invitați și alte subiecte interesante. O seară plăcută în continuare și evident profitabilă. Suntem cu ochii pe evoluția Teraplast. Mulțumim! Da.